Actul al doilea. Hermann, șampanie. Vlad, Herr Oberleutnant. Ți-am spus odată, ai voie să vorbești nemdește. Toarnă. Mie nu. Refuz pe toată linia. Băutura îmi face rău. Oricum, cu peșa asta puteai să faci un mic sacrificiu. Eu de când o tot ghiontesc să mai lase parafan stricurile? Uită-te la mine, maică! Să trăiești, domnule Jvalbe! Ah! Degeaba am fost eu cârciumăreasă. Parcă dumneata mă cunoști. Pentru dumneata, madame, întotdeauna o amare admirație. Da, eu. Când mă gândesc cum trebuia să fie și cum a ieșit. Întreabă, domnule Jvalbe, ce-i spuneam eu acum două ceasuri? E, arăt eu, maică, ce bine ar fi dacă ne-am pomenit cu prietenul nostru cel bun. Am fi și noi astea părăsitele, scăpate și liniștite. Zilele astea mare, pacostea a fost pentru noi. Și multă mai fost frică. Nu atât mie, cât aretiei. Frică de necunoscut? Și de bulgar, maică. Iartă-mă că ți-am zis, maică. Cam vremurile de altă dată, madame Cassiope. Da, domnule Gottfried. M-a luat gura pe dinainte. O, mi-a făcut mare plăcere. Atunci nu o să te superi dacă, din când în când... O, chiar te-aș ruga, nici să nu-mi zici altfel. Știam eu că n-ai să te schimbi. Ce-ți spuneam eu, aretio? Ia ghici, domnule Jvalbe, ce i-am spus aretiei la ureche? Știu dacă îmi vei spune. Da, să nu te superi, maică. Cine se poate supăra pe dumneata, madame Cassiope? I-am spus că nemții nu s-au schimbat și că-s tot ăia de dinaintea războiului. Și dumneata, tot aceeași ai rămas. Hermann! Blake! Îndată! Mamă, nu ți se pare că e prea mult? E, da ce, să stau îmbufnată ca tine? Pardon, madame Cassiope, doamna Trandafir, nu stă îmbufnată, ci speriată. Mulțumesc, domnule Jvalbe. Mâine, poi mine, însă, își va reveni, că își va trăi fără nicio grijă. Chiar de mâine, pentru liniștea sufletului dumitale, atât de greu încercat, voi lua măsuri ca, în afară de ordonanța mea personală, casa dumneavoastră să fie păzită de un post de 3 soldați și un caporal. Vei fi, doamna mea, în cea mai deplină siguranță. A, nu, domnule Jvalbe. Mi-a fost frică numai de necunoscut, dar acum când văd că n-aveți de gând să ne faceți nimic, nu mai am niciun motiv de a-mi fi teamă. De altfel, dumneata, domnule Jvalbe, mâine pleci și, drept să spun, a ne lăsa aici 4 străini. Dar de unde știi că plec mâine? Ne-ai scris. V-am scris? Da, era vorba, dar s-a hotărât altfel. Mi s-a dat în ultimul timp de către un alt comandament o sărcinare specială în București și, cu voia domitale, voi fi nevoie să te deranjez pentru mai multă vreme. Fă, n-ai idee, maică, ce bine îmi pare! Nici n-am visat altceva mai bun! Atunci nu înțeleg de ce ne mai trebuie gardă. Faptul că dumneata stai la noi e o cheză și e mult mai prețioasă decât cei 4 necunoscuți. Ai foarte mare dreptate, dar garda mâine dimineață la orele 7 va veni. Eu paza mea personală a misiunii mele. Să ciognim, madame Cassiope. Să ciognim, maică! Ce faci, mamă? Nu-i prea mult, domnule Jvalbe. Cam făcut o lată. Gata cafeaua, Hermann. Bine, vă rog. Cafea veritabilă de moca. Oh, ce aromă! Și noi care am băut răsecară prăjită. Vă previn că nu veți duce lipsă de nimic. E destul mai să doriți și, bineînțeles, să-mi spuneți. Doamnă Trandafir, cafeaua este o băutură nevinovată. Îmi produce insomnie. Și Albe se scoală și trece la unul din geamantane pe care le deschide. Ce faci, Aritio? Dacă nu pot, nu pot. Doamnă, sunt hotărât să nu dezarmez până când nu voi intra în voia dumitale. Servește-te, rog. Sunt bomboane veritabile, românești. Domnule Jvalbe, rândul acesta nu te voi refuza, fiindcă îmi plac bomboanele. Dar crede-mă, nu mi-e bine și apoi gândurile mele nu sunt legate numai de ființa mea. Sufăr, sunt înspăimântată, sunt... A, pricepe, da, a la guerre, cum a la guerre.
Iată, vorbește franțuzește. Ai dreptate. Și mie îmi pare rău că nu este aici domnul Silvestru Trandafir. Eh, cine știe pe unde s-o fi prăpădit săracul? Nu știi, nu știi nimic despre dumnealui. Eh, de când cu războiul n-am primit niciun cuvințel. O, săracul. La urma urmei, nu trebuie să-l credeți numai decât mort. Poate să fie și prizonier. Îl voi nota. Ce regiment? 46. A, așa. Dar acest regiment a luptat în jurul Bucureștilor. Aveți toate șansele să-l vedeți cât de curând. Fii vesel, doamnă Trandafir, norocul îți urâde. Herman? Zumbehel? Ești un dobitoc. Lichiorul? Ia, dobitoc, românește, îndat. Și atunci vei fi fericită, doamna Redio. Când? Când îl vei vedea pe soțul dumitale. Da, da, voi fi. Madame Cassiope, un paharuz de lichior. Vai de mine, maică, oare nu fi prea mult? Un paharuz, niciodată nu-i prea mult. Toate bunătățile le porți cu dumneata. Cu mine nimic nu o să vă lipsească. Ananas, maică, ananas! Dumitale, nu-ți mai ofer, fiindcă îl citesc pe buze refuzul. În schimb, voi mai lua o bomboană. Mulțumesc, de altfel... Mă mulțumesc cu foarte puțin. Am avut numai o singură dorință, pe cât de vie, pe atât de nevinovată. Când voi sosi în București, să nu vă găsesc plecate. Dorința aceasta mi s-a realizat și sunt fericit, doamnă. În clipele acestea, cât atât de puțină lume e fericită, eu mă bucur de privilegiul celor puțini. Mamă! Te rog, nu trezi. Lasă să viseze. Herman! Strânge masa. Vreau să o trezesc ca să se culce cum se cade. Prezența doamnei, îmi dă prilej, să mai stau puțin de vorbă cu dumneata. Cu mine? Am uitat să vorbesc. Voi vorbi eu. Lasă lichiorul, Herman, și du-te de te culcă în bucătărie. Mâine când va veni garda la orele 7 să mă scoli. Să trăiți, domnule locotenent! Așa, Herman, învață să vorbești românește. Noapte bună! Domnișoară, domnișoară Retiu. Mie îmi spui domnișoară? Da, pentru că pentru mine ați rămas aceeași. Și dumneata ai rămas același pentru mine. Știu, același indiferent. Același prieten? Prieten, nu mai socotim niciodată. Dar cum? Un adorator mai mult dintre cei mulți, dar un adorator inofensiv. Nu poți să spui că te-am plictisit vreodată și totuși că te-am... Nu te supăra... Nu te speria, știu bine că astăzi nu este momentul aducerilor aminte. Of, războiul acesta, crede-mă, domnișoara Retiu, mă simt strânjenit în fața dumitale, că sunt german, simt prăpastia. Eu nu simt prăpastia, ci grozăvile războiului. Domnișoară... Te rog, nu mai îmi spune astfel. Ți-a fost frică de aeroplanele noastre? Nu, pentru că n-am ieșit din casă niciodată. Mama însă le blestema toată ziua. Atunci m-a blestemat și pe mine. Și dumneata ai aruncat bombe asupra noastră? Eram ca bucureștean cel mai indicat pentru aceasta. Dar crede-mă, n-am făcut nici pe sfert din ce mi s-a ordonat. N-am uitat că m-am născut în acest București vesel. Totuși a murit multă lume. Bombele, scopul acesta sunt făcute. Doamnă Trandafir, îți aduce aminte de ziua de 7 noiembrie? Nu. În acea zi, plină de soare, taubele noastre au planat 5 ceasuri deasupra Bucureștilor. Ah, dacă e așa, mi-aduc aminte. Misiunea mea a fost în sectorul cartierului dumitale. Tocmai să arunc numai puțin de 10 bombe. Aveam de distrus, asta nu importă, decât în altul comandament. Știți câte bombe am aruncat? Niciuna. Ai, e adevărat, pe la noi n-a căzut nicio bombă. Faptul neștiut însă e că în loc de o bombă a căzut neobservat un buchețel. Și acel buchețel era pentru dumneata. Nu zici nimic? Gestul dumitale merită recunoștința tuturor din cartierul nostru. Afară de-al dumitale. Am spus a tuturor, deci și a mea. Deopotrivă așadar cu acelora care nu m-au cunoscut niciodată. Recunoștința nu poate fi nici mai mare, nici mai mică, e aceeași. Recunoștință și nimic altceva decât recunoștință?
Recunoștință intră tot. Numai că noi aceștia care am rămas aici, în afară de clipele noastre de groază, de nesiguranța zilei de mâine și de suspinurile și lacrimile ce le vărsam pentru noi și pentru alor noștri, nu știm ce am mai putea da binevoitorilor noștri. Dar pe acestea nu te-aș povățui să le primești și nici nu am vrea să ți le oferim, domnule Schwalbe. Dumneata, nu vrei cu niciun preț să te deprinzi cu ideea cum că de azi înainte vei putea fără frică să trăiești cum îți va place. Cei mulți au priceput aceasta, fără să fi avut nicio protecție sigură. Dacă te-ai fi plimbat astăzi pe calea victoriei, ai fi văzut că lumea se plimbă cu aceeași veselie bucureșteană, că localurile publice sunt pline și că în acest moment chiar bucureștii sunt luminați, ca în vremurile de pace și că se bea, se cântă, se joacă. Sărmanii bucureșteni cu zâmbetele de fard, eu una n-aș dori berlinezilor dumitale să râdă cum râdem noi. Aceste cuvinte spuse altora decât mie ar apăsa greu asupra orașului? Nu, domnule Schwalbe, ne urâm mai puțin, așa că putem vorbi mai deschis. Ne urâm? He, voiam să spun cu totul altceva. De ce întorci? Dacă mi-ai fi răspuns altfel, n-ai fi fost sinceră. Nenorocirile nu te-au schimbat, dar ți-au adăugat un farmec nou. Farmecul tragic. Se poate. Hainele mele cernite îți dau dreptate. M-am pregătit pentru moarte. Aș putea spune și clipa de când am început să mă pregătesc. Silvestre! Silvestre! Mamă, mamă, deșteaptă-te! Silvestre! Fisezi! Aici e domnul Schwalbe, deșteaptă-te! Adică să fi visat? Vezi dacă ai băut mai mult decât trebuia? A, te rog să mă scuzarisești, domnule Schwalbe, am visat. L-am visat pe ginerele meu. Asta din pricină că doamna Trădafir se gândește veșnic la dumnealui. O fi, maică, dar și eu am făcut o lată. Alegută dângă zindrai, zice neamțul, așa că mai avem două chefuri de făcut. În astă seară? Mâine, poimine. Bine, maică, eu una nu mă dau în lături. Haide, mamă, să ne culcăm. Domnul Schwalbe de mult mi-a dat a înțelege că e obosit. Vai de mine, de ce nu m-ai trezit? Doamna Trandafir exagerează, dar în sfârșit, doamnelor, culcați-vă liniștite. Mai cu seamnă dumneatale, doamna Retio, îți urez liniște, multă liniște. Hotărât lucru, îmi plac francezii. La nuit, pour conseil. Mâine, mă vei urâ mai puțin. Cum se poate una ca asta, Retio? Ce i-ai spus domnului Schwalbe? Fi liniștită, madame Cassiope. Cât timp ai dormit dumneata, noi am vorbit ca doi prieteni vechi. Dumitale, madame Cassiope, îți urez un somn tot atât de zdravân ca și cel de-a dinăori, minus visurile urâte. Mulțumesc asemeni! Noapte bună! Ai uitat bomboanele și îți prevăd o insomnie. Sunt bune de luat din când în când. Îndulcesc gândurile amare. Te rog. Ce om ești dumneata, domnule Schwalbe? Să-ți ajute Dumnezeu! Somn dulce, maică! Schwalbe singur se uită multă vreme în urma lor, apoi revine la masă și-și toarnă un pălcăruț de lichior pe care îl savurează. După aceasta își scoate pe masă portabacul, din care își scoate o enormă țigară de foi și o aprinde. După ce trage câteva fumuri, se scoală de la masă, se plimbă prin odaie, ajungând la geamantane pe care e pusă centura cu revolverul, o ia și o pune pe masă, apoi, scoțându-și carnetul, se reașează și scrie recitind. București, 25 noiembrie 1916. Ce curioasă e firea omului. Astăzi, în urma rapoartelor mele, au fost arestate 14 persoane, care probabil vor fi deportate. Tot astăzi, timid ca o căploare, am stat aproape două ceasuri lângă o femeie pe care o doresc de 6 ani. Stă în puterile mele absolute și totuși n-am îndrăznit să-i spun cuvântul te iubesc. Culmea e faptul că de hatărul ei mă surprind scriindu-mi aceste însemnări în românește.
Șvalbe, Șvalbe, ori într-adevăr ești un timid, atunci ești un dobitoc. Ori ești un șiret, fără de pereche, și atunci ești un pervers rafinat. Hă? Fraza asta nu-i rea, e chiar literar. Ori ești un timid și atunci ești un dobitoc, ori ești pervers rafinat. E bună. Madame Cassiope, Madame Cassiope. Râde încetişor și-și mai toarnă un pahar de lichior pe care îl bea încet, dar n-apucă să-l bea tot și trisare. Ascultă puțin, stinge lampa și în vârful picioarelor, se apropie de mușetă, perdeaua la o parte, se uită puțin, apoi se întoarce la masă, unde stă în așteptare câteva clipe și în urmă reaprinde lampa. E agitat și furios, e vesel, strigă tare. Madame Cassiope, Madame Cassiope, vino te rog până la mine. Ce poftești, domnule Șvalbe? Madame Cassiope, dacă nu te deranjez, chiar nu te rog ordonanța. Bine, maică, bine. Am spus dacă nu te deranjează. E, acum că m-am deranjarisit, mi-e tot una, dar pentru dumneata, domnule Șvalbe, nimic nu mi-e greu. Domnule Herman! Domnule Herman! L-am strigat și mi-a spus că vine. Bună seara, maică! Te rog, mai stai până vine ordonanța. Ți-o fi urât să dormi singur noaptea? Așa mi se pare și mie. De ce nu mi-ai spus să-ți aprindeam o candelă? Nici eu fără lumină nu pot să dorm. Să-ți pregătesc candela? Zum Befehl, Herr Oberleutnant? Ascultă, Herman. Ia-ți mantaua. Încinge-te cu reverberul. Vei sta la pază, la portiță. Până când îți voi ordona eu. N-are voie nimeni să iasă din casă și nici să intre, mai înțeles? Înțeles! Și de ce ai făcut asta, maică? Pentru că așa trebuie. Ne-ai arestat, răcareva să zică. Până la noi ordine, da. Și asta pentru ce? Pentru că te-am primit, răca, pe unul dintre ai noștri. Pentru că nu v-ați purta cinstit cu mine. Madame Cassiope nu face pe vulpea și reată cu mine. Ce vulpe, maică? De ce mi-ați ascuns adevărul? Să mă bată Dumnezeu dacă pricep ceva. La dumneavoastră se află ascuns un dezertor român. Ce dezertor? Dumitale, îți place să stai la taifas? Dar eu sunt german și nu-mi place vorba lungă. Am spus că la dumneavoastră se află tăinuit un dezertor. Deocamdată nu vreau să fac nicio cercetare. Am luat numai măsurile de pază prin faptul că ați tăinuit în altului comandament un soldat al armatelor dușmane, puteți fi date judecății. Nu vă doresc să faceți cunoștință cu judecătorii noștri. Dar, domnule Șvalbe... Pe de altă parte, eu aș putea considera această tăinuire ca un complot împotriva vieții mele. Noi, domnule, care ne-am bucurat... Dumneata ai vorbit. Cu armata se vorbește puțin, adică... Mai mult se răspunde. În consecință, n-aveți de ales decât din două. Sau să vă prezentați în fața judecății pentru spionaj și atentat neizbutit, dezertorul fi, bineînțeles, trimis la locul cuvenit, sau... Sau? Pricepe ce vreau, în schimb. Ei da, nu înțeleg de ce m-aș da înlături. Doresc pe doamna Aretia Trandafir. Am dorit-o de 6 ani. Acum trebuie să fie a mea. Vai de mine, maică! Nu te temi de Dumnezeu? Gotmit, unz! Mi se pare că l-ați uns, dar pe Dumnezeu nimeni nu-l poate cumpăra. Madame Cassiope, ai vorbit prea mult. Aici nu stau la discuții, pun condiții și ordon. Nu uita că noi am venit aici în straf expedițion. Dacă nu știi ce înseamnă asta, îți spun eu. Am venit să vă pedepsim. Dacă suntem vinovate cu ceva, să ne pedepsiți, dar să nu ne batjocoriți. În război nu există batjocoră. Există numai inamic. Madame Cassiope, nu mă așteptam din partea dumitale să-mi răspunzi astfel. Nici eu nu mă așteptam să te schimbi atât de repede. Madame Cassiope, ai băut prea mult de șampanie. Retrageți și tine dacă dorești un mic consiliu de familie. Am destulă răbdare să aștept hotărârea dumneavoastră.
Dar gândește-te, domnule Șvalbe, cum pot să spun eu fetii una ca asta? Știi ceva, asta nu mă privește pe mine. Domnule Șvalbe, oi fi băut și o multă șampanie, dar nici tu beata nu te-ai dat în lături. Ți s-o fi năzărit cine știe cum, dar noi suntem nevinovate? Am văzut spatele unui bărbat prin ușa aceasta. Ai zărit spatele unui bărbat? Madame Cassiope, nu vrei cu niciun preț să mă înțelegi că eu am isprăvit parlamentările cu dumneata? Țineți consiliu și hotărâți-vă. Eu aștept 5 minute. Dacă până atunci nu luați nicio hotărâre, voi fi silit să hotărăsc eu în persoană. Grăbește-te, minutele trec repede. A, și așa cu anasâna, domnule Șvalbe. Nemții de acum nu seamănă cu cei de dinaintea războiului. Acum o văd și eu, dar nu-i nimic, vei vedea că te-ai înșelat. Șvalbe singur își reaprinde țigarea ce i s-a stins și mai bea un pahar de lichior, face o culumesi și se oprește surzând. Consiliul de familie se ține. Ha, ha, râde grația, aruncându-și ochii pe carnetul uitat pe masă, ia și îl recitește. Pervers rafinat, pervers rafinat. Efectul consiliu de familie vine. Nu o să fac să mă aștepte. Poftim, te rog. Liciu chitaristul apare sfios cu chitara în prag. Șvalbe furios. Cine ți-a dat voie să intri? Ieși afară. Eu sunt Liciu chitaristul, mă cunoașteți. Ești desertor? Vei fi arestat. Eu sunt reformat, fiindcă sunt beteag. Bun, pentru tranșee. Voi face tot ce-mi veți ordona. Foarte bine, acum ești afară. Am venit să vă dovedesc că pe mine m-ați văzut și nu pe cine credeți dumneavoastră. N-am nevoie de nicio dovadă. Dar din pricina mea v-ați supărat și ar fi păcat să sufere altcineva decât mine. Dați ordin să mă împuște. Eu tot nu am niciun rost pe lumea asta. Șvalbe se uită curios la Lica, apoi izbucnește într-un râs comotos. Și tu ești o victimă a amorului. Suntem frați de suferință. Iubim fără să fim iubiți aceeași femeie. Zic că nu-i adevărat. Bietelică. Îi oferă un păhăruț de lichior. Bea și tu. Asta consolează. Vă mulțumesc, dar... Bea, bea. Vă mulțumesc. Dacă mi-ați dat voie, v-aș cânta ca în vremurile cele bune. Ideea nu era. Chitara mea potolește. Chitara ta prinde inimile. Vom petrece minunat. Dragoste cu muzică. Du-te și mioadă. Cine știe, într-un târziu, suntem doar frați de suferință, drept răsplată. Șoptește ceva la ureche de sânt. Asta nu se poate! Adu-mi-o. Consiliul de familie se pronunțe mai repede. Lică iese. Șvalbe singur vine la masă și răstoarnă un scaun. Pasul lui e împleticit, e beat. Își deschide tunica și își mai toarnă un păhăruț pe care îl bea dintr-o dată. M-am înșelat? Cu atât mai bine. Intră Retia, are în privire și în înfățișare un aer de sfidare. Șvalbe jenat se încheie repede la tunica. Te rog, scuză-mă, nu credeam să fie așa de curând. Mă culcasem și eram aproape să dorm când mama m-a sculat spunându-mi că dorești să vorbești cu mine. Lică, de ce n-a venit? Mi s-a spus că vrei să vorbești numai cu mine. Aș dori să vină și Lică. Dacă dorești. Ești bun să-mi spui, pentru ce m-ai chemat la o oră când toată lumea doarme? Nu ți-a spus mama dumitale. Mi-a spus doar că mă chem. În cazul acesta, Madame Cassiope nu s-a conformat dorințelor mele. Dacă ești bună, întreabă. Domnule Șvalbe, după cât te văd, dumneata în fond, nu ești omul ce ai vrut să pari. Știi. De ce ai căutat să mă încerci? Ca să văd dacă mai pot nădăjdui într-o împăcare sinceră. E prea târziu. De ce? Pentru că am început. De altfel, doamnă, Aretie, fie că dezertorul ar exista, fie că nu, scopul meu e același. Neprevăzutul a dus după sine numai graba deznodământului. Doamnă, știi bine cât de mult te-am iubit. Nu știu însă dacă ai bănuit măcar cât am suferit, fiindcă te-ai căsătorit cu un altul. Soarta în sfârșit mi-a dat și mie prilejul unei satisfacții. Soarta îți oferă, domnule Șvalbe, o satisfacție mult mai mare decât aceea ce o dorești prin imboldul unor păhăruțe de lichior. Alta mai mare? Dacă râzi, nu pot să-ți răspund.
Răspunde-mi, doamnă. Eu doar mă mulțumesc să te privesc, căci cu cât mă uit la dumneata, cu atât îmi piere sficiunea ce m-a cuprins când ai deschis ușa. Mărturisesc, amantul platonic de odinioară încă mă stăpânește puțin. De ce stai atât de departe de mine? Încurajează-mă și dumneata puțin și dă-mi cel puțin impresia că nu ești silită să faci ceea ce eu doresc. A salva aparențele rămâne întotdeauna o calitate necesară. Mai cu seamă unei femei... De altfel, dragă Aretio, cu scopul acesta ai deschis ușa odăii mele. Te înșeli, am venit să te înduplec. Tocmai. Și să te readuc pe calea onoarei. De onoarea mea are cine se îngriji. De inima mea însă, dumitale ți-a căzut sarcina să te îngrijești. Dacă am ajuns să vorbim de inimă, îți voi împărtăși și eu o taina mea. O, te ascult cu dragă inima. Te rog, nu mai bea. Fie. Dragostea dumitale era pentru mine o mândrie. Ai început să vorbești frumos. Pentru o femeie simplă. Pentru femeia unui bărbat simplu. Pentru o femeie ca mine, dragostea dumitale atât de frumoasă și de resemnată. Vorbești de cele ce au fost? Vorbesc de cele ce au fost acum un sfert de oră. Ce putea fi mai măgulitor pentru mine decât această dragoste discretă? Era destul în unele momente de restriște să te privesc cum treceai prin fața casei mele, pentru ca să-mi redai încrederea ce aveam în mine, în puterea mea de femeie. Căsnicia aduce multe scăderi femeii. Dacă în cele mai multe cazuri își câștigă cu desăvârșire bărbatul câteodată și îl înstrăinează cu desăvârșire. Acestea sunt clipele cele mai grele pentru ea. Atunci ea începe să se înduioșeze de tinerețea sa, de însușirile sale. Pentru a-și schimba această părere nenorocită, ea are nevoie de o altă oglindă decât cea obișnuită. Minunată, Aretio! Eu ți-am fost această oglindă reconfortantă. Amantul nenorocit, ce nu înceată să te iubească cu adorație, în timp ce bărbatul dumitale te brutaliza ca pe o servitoare. N-am vrut să zic asta. Nu era nevoie, fiindcă știu ce se petrecea în casa dumitale. Vreau să-ți spun că bărbatul meu câteodată abia mă putea suferi lângă dânsul. De aceea îmi trebuiai dumneata. Dar de departe. Chiar astăzi, în nenorocirea asta a mea, părăsită de toți, fără niciun sprijin, când nu mă așteptam decât să închei socotelile suferințelor și bucurilor mele sufletești, sta fie cu un picior în groapă și cu celălalt în noroi, ai sosit dumneata. Iarăși dumneata, același, victorios, dar același, stăpân atotputernic, dar același, sfios și bun ca altădată, gata de sacrificiu. De orice sacrificiu. Luându-i mâna. Puțin a fost pentru mine, reînviere. Stafia a redevenit femeie, gata a îmblânzi pe dușmanul cel mai puternic al țării mele și a-l readuce pe calea omeniei și al cavalerismului. Ce poate fi mai măgulitor pentru o femeie simplă ca mine? Femeia unui bărbat simplu. Femeia visată de oameni superiori, dar zvârlită din batjocura soartei în brațele unui om de nimic. Și acum, ce decădere! Dintr-o femeie ce a inspirat dragostea cea mai curată, sentimentele cele mai alese, iată-mă transformată într-o femeie ce stârnește patim trecătoare, alcoolice! Te înșele, Aretio! O femeie trebuie să stârnească aceste patim. Aceasta e menirea ei. De altfel, nu te simțeai nenorocită când nu te mai dorea bărbatul tău? Lasă-mi brațul, mă doare! Ți-l las, dar dă-mi mijlocul. Lasă-mă, n-am isprăvit încă. Atunci păstrezi mâna. Dacă mă iubești cu adevărat și îmi vine să cred aceasta, de ce dorești mai mult decât trebuie? Mă pierd și te pierd și crede-mă, astăzi am nevoie mai mult ca oricând de dumneata. Tot ce vei dori vei avea. Puterile mele n-au margini. Comandatura ordonă conform rapoartelor mele. Mă mulțumesc cu ce am și cu vechea dumitale prietenie. Dragostea mea. Cu atât mai mult, de ce s-o pierd? Nu înțeleg. Dumneata, ești prea fascinat de închipuitele mele farmece. S-ar putea să te decepționezi. Dorința imaginativă vede sau crede mai mult. De ce să mă lipsești, să mă despoi de farmecul închipuirii dumitale, grație căruia izbutesc să te înduplec? Ce s-ar întâmpla dacă ți-aș ceda? Vei spune mâine dimineață lui Herman să-ți ia geamantanele și te vei muta într-un palat părăsit de pe bulevardul Colței, lăsându-mă pe mine aici, necinstită și fără niciun sprijin, căci nu te vei ocupa de mine. Domnule Gottfried, au rămas atâtea femei frumoase în București. Au mai rămas femei anume făcute pentru dragoste. Acestea mai cu seamă sunt fascinante. Ele doar ne smulg bărbații din brațele noastre. Îți jur pe onoarea mea că te voi lua de soție. Dar sunt măritată și soțul meu sunt sigură că trăiește. Voi găsi un judecător care să vă despartă, dacă nu aici la Berlin.
Nu pot, nu pot. Sunt femeia hărăsită unui singur bărbat și nimănui altuia. Eu zic că va fi după voia mea. Voia dumitale nu e atât de mare. Ecovârșitoare. Băgă de seamă! Eu lupt să înlătur o mare nenorocire! E fericire, Aretio, vei vedea! Isputește să o cuprindă. Aretia, desfăcându-se printr-o mișcare divace, nu te apropia! Cine mă împiedică? Eu și spre binele dumitale! Binele meu! Așa cred, te rog, nu te apropia de mine! Îngăduie-mi o clipă să-mi vin în fire, înțelege-mă! Nu aștepta să-ți spun mai mult decât îți pot spune! M-am obosit, mi-am istovit creierul și nu mai știu ce să-ți mai spun ca să înlătur ceea ce aproape nu se mai poate înlătura! Crezi în Dumnezeu, domnule Șvalbe? Ha, Dumnezeu s-a culcat de mult. Simt mâna lui amenințătoare deasupra capului nostru. Ne binecuvintează. Ne blestemă! Fie dacă vrei tu, primezi blestemului pentru sărutarea ta. Aretia se spate. De ce nu mă muși, de ce nu mă scui peștea mea? Iștea mea ca și țara e ta ingrată. Silvestre! Silvestre! Ușa se deschide și Silvestru intră, apucă pe Șvalbe de ceafă și îl dă cât colo. Ha! Când corabia se neacă, șoareci ies pe bord. Treci dincolo, cucoană! Ți-ai făcut datoria, rămâne acum să-mi o fac și eu! Băgă de seamă, Silvestre, nu fi necugetat! Ușa! Aretia iese cu capul în pământ. Și acum să ne incoversăm și noi puțin tel. Cu dezertorii nu discut, îi arestez. Ia ascultă-mă, Șvalbe. Cu mine ți-ai găsit tu să te fandosești? Ieși afară. Din casa mea? Șvalbe dă să ia revolverul de pe masă, dar Silvestru ia înainte. Fără scule, neamțule, ce naiba? Herman! Te tai! Până o sparge Hermanușa, mor cu tine de gât! Sumbe hel, her, abarlenat! Spune-i să plece, Șvalbe, dar pe românește ca să pricep și eu, altfel mi se facea sânge de neamț. Ascultă, Herman, nu uita ce ți-am ordonat. Păzește bine poarta până la noi ordine. E, așa mai înțeleg și eu, prea o luase-și razna. Șvalbe, foarte enervat, se reașează la masă și turnându-și un pahar de lichior, îl bea încet, simulând nepăsarea. Eee, și așa, e bun, hai, am auzit că ați băutără și șampanie. Trebuie să te fi costat mulți bani. România, săracă, București, vai de ei. Mare petrecanie trebuie să mai fie prin oraș. Iar ați dat de bine. Acum ați sărit pe noi după ce o viață întreagă v-am hrănit. Nu v-a ajuns ce v-am dat. Nu-i nimic. Slavă Domnului, avem de unde. Dar voi mai vreți și muierile noastre. Muierea mea, hai! Mă, Șvalbe, mă, eu te-am avut în mână, mă, uite așa, mă, cu orden de sus. Se aflase că ai să pleci din țară și careva dintre ei mari mi-a spus cată-i nod în papură Silvestre și nu-l lăsa că-i spion. 3 zile mi-am cercetat sufletul și sufletul nu m-a lăsat să fac moarte de om. Și te-am cruțat. Păi acum eu feșteliș! Aici nu mai ești spion. Aici ești un măscărici, un patjocor. Apoi tocmai pe mine m-ai ales. Sau ai crezut că ai să găsești satul fără câini și ai dat de goșgoce aminte dulău? Sunt negru în cerul gurii, mă, Șvalbe, mă, și-am niște colți. Îi arată cuțitul. Uite unul de prubă. Tot la beregăță, da. Șvalbe, Șvalbe. De ce ai făcut una ca asta? Hai! Vrei să răspunzi? Te ții mândru, ori tremură piftia în tine. Silvestre Trandafir, mâine dimineață, te voi fotografia atârnat de un felinar. Gottfried Șvalbe, mâine dimineață, Herman va face șnițel natur din hoitul tău. Vrei să mă omori? De pandă. Și de cine de pandă? Întâi de mine și apoi de tine. În ce fel? După felul cum ne-am împăcat. Pui condiții? E, dacă îmi dăm mâna. Ești un prost obraznic. Vorbește, neamțule, mai cu politică, că altfel îți plâng de milă.
Nu uita, Silvestre Trandafir, că vorbești cu un ofițer din armata imperială germană. Asta se o spui lui Mutu. Schwalbe își mai toarnă un pahar pe care îl bea dintr-o dată, apoi aprinzându-și o țigară de foi, măsoară din cap până în picioare pe Silvestru, cu o liniște calculată și disprețuitoare. Cât timp ai de gând să mă plictisești cu prezența ta? De mă, Schwalbe, asta depinde de tine și eu aș dori să o scurtăm cât mai repede. Nu de altceva, dar mi se întoarce inima pe dos când te văd. Sfârșește și spune ce vrei de la mine. Viața ta e a doua oară în mâinile mele. S-o cruți și de rândul acesta. În schimb, ne vei lăsa să ne ducem unde vom crede noi de cuvință. Poftim? Ha, așadar nu vrei. Credeam că vrei să te rogi ca un soldat, ce te respect, să capezi grația de a fi împușcat și nu spânzurat, dar uitasem că ești un dezertor. Dar dacă m-aș da ție ca prizonier, lăsându-mi soția și soacra să plece în voia lor? Soacra poate să plece chiar acum. Aretian să e prada mea de război. E satisfacția și răzbunarea mea. O voi săruta în fața ochilor tăi. O voi... Apucându-l de păr și cu o furie crescândă, lovește cu nasul pe masă. Săruto! 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 Lovește cadavrul lui Schwalbe cu piciorul, acesta se rostogolește cu scaun cu tot. Se vede o tăietură groaznică la gât. Silvestru se duce până la ușă și grăiește încet. Mamă Casiope! Mamă Casiope! Vino cu un hârdău de apă fiartă să opărim porcul! Avem de făcut caltaboș pentru Crăciun! Actul al treilea.